Dragă Luciliu, ai fost ieri alături de noi. Ai putea să te plângi zicând numai ieri? De aceea am și spus alături de noi, căci alături de mine ești totdeauna. Îmi veniseră câțiva prieteni de hatârul cărora fumul coșurilor mele era ceva mai gros. Nu acel fum ce se înalță de la bucătăriile celor avuți, înspăimântând pompierii, ci unul slab, care arată doar că ai oaspeți. Am discutat despre tot felul de lucruri, ca în jurul unei mese, neducându-l pe niciunul la capăt, ci trecând de la una la alta. Apoi am citit din cartea lui Quintus Sextius Tatăl, mare om, crede-mă, și oricât ar tăgădui-o el, un stoic. Câtă forță la el, zeilor buni, cât suflet! N-ai să găsești asta la toți filosofii. Operele unora dintre cei care au un nume vestit sunt fără viață. Pun probleme, le întorc pe toate fețele, taie firul în patru. Nu înalță sufletul, fiindcă n-au suflet. Citindu-l pe Sextius, vei spune: e plin de viață, e puternic, liber, se înalță deasupra omului obișnuit. Când las din mână cartea, plec de plin încrezător în mine. Ori de câte ori îl citesc, iată în ce stare de spirit îți mărturisesc că sunt. Îmi vine să provoc toate nenorocirile din lume și să strig: ce stai pe loc, soartă? Hai să ne măsurăm! Ai în față un om gata de luptă. Mă cuprinde dorința omului care caută să se pună la încercare și să-și arate puterile. Cât ar dori să răsară în mijloc de turme fricoase vreun mistreț spumegând sau un leu să coboare din munte. Aș dori să am ce răpune, cu cine să mă măsor înfruntându-l, căci ce este deosebit între altele la Sextius este că îți arată măreția unei vieți fericite și totuși nu te face să desperi de dânsa. Îți dai seama de înălțimea ei, dar și de putința de a ajunge prin voință la ea. Așa ți se arată de altminte și virtutea. Te minunează și totuși te face să speri. Eu cel puțin îmi petrec mult timp în contemplarea virtuții. O privesc tot atât de minunat cum privesc universul, pe care deseori mi se pare că îl văd atunci, pentru prima oară. Așadar mă închin în fața descoperirilor înțelepciunii și în fața descoperitorilor ei. Sunt fericit să mă apropii de ei ca de o moștenire lăsată tuturor. Pentru mine au agonisit ei, pentru mine au trudit. Dar noi să fim ca gospodarul bun, să sporim ce am moștenit. Moștenirea să treacă și mai mare asupra urmașilor noștri. Avem încă mult de lucru și va rămâne încă mult. Nici unui om, chiar de s-ar naște peste 1000 de secole, nu-i va fi luată putința de a mai adăuga ceva. Chiar dacă cei vechi ar fi descoperit totul, ceea ce va fi totdeauna nou este aplicarea, știința, organizării descoperirilor lor. Să presupunem că am moștenit de la predecesori leacurile de ochi. N-am nevoie să caut altele, dar acestea trebuie totuși să fie adaptate după boli și împrejurări. Unul ușurează inflamația ochilor, altul reduce umflarea pleoapelor, altul vindecă scursorile care năpădesc ochiul, altul limpezește vederea. Tu trebuie să pisezi doctorile, să alegi momentul potrivit, să măsori la fiecare cantitatea. Leacurile sufletești au fost descoperite de cei vechi, dar cum să fie folosite și când e treaba noastră să cercetăm? Cei care au fost înaintea noastră au făcut mult, dar n-au făcut totul. Cu toate acestea, să-i respectăm și să-i venerăm ca pe niște zei. Cum să nu păstrezi chipurile acestor oameni mari
care sunt pentru noi un imbold și cum să nu le sărbătoresc ziua de naștere. Cum să nu-i amintesc în orice clipă spre a le arăta toată cinstea. Pe acești învățători ai neamului omenesc, de pe urma cărora s-a revărsat asupra noastră atâta binefacere, trebuie să-i respect ca și pe învățătorii mei. Când văd un consul sau un pretor, le arăt tot respectul datorat cinstei lor. Cobor de pe cal, îmi descopăr capul, mă dau înlături din calea lor. Cum oare? Pe cei doi, Cato, pe înțeleptul Lelius, pe Socrate și pe Plato, pe Zenon și pe Cleante, pot oare să-i primesc în lăcașul inimii mele fără onorurile cele mai mari? Mă închin înaintea lor și în fața unor asemenea nume, mă ridic totdeauna în picioare. Cu bine!